2 Samuel, capitolul 6, citesc de la versetul 12 până la versetul 23, pagina biblică 331. Așa după cum Domnul ne-a cercetat până în momentele acestea, mă rog să ne mai cerceteze Dumnezeu. Și cu toți să spunem, amin. Au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un boș și un vițel gras. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David, sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a dus înaintea Domnului arde de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David, a adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecare câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic? David a răspuns Micalei, înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetene peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic de data aceasta, sau decât de data aceasta, și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Amin. Vă rog să vă reașezați. În această seară avem înaintea noastră 2 persoane, un bărbat și o femeie, soț și soție. Unul avea pasiune pentru Dumnezeu, celălalt nu avea pasiune pentru Dumnezeu. Unul este plin de râvnă pentru Dumnezeu, celălalt nu are râvnă pentru Dumnezeu. În această seară, când stăm în prezența lui Dumnezeu, vă invit să privim la această familie, soț și soție, și să vedem care este râvna și pasiunea noastră pentru Dumnezeu. Uitați-vă la David, omul acesta este plin de pasiune pentru Dumnezeu, el își trăiește credința, el trăiește plin de bucurie, de înflăcărare, tot ce înseamnă actul de închinare. El este un om cu pasiune pentru Dumnezeu. Mical, pe de altă parte, fată de rege, obișnuită cu tot ce însemna solemnitatea slujbei lui Dumnezeu, femeia aceasta a ajuns să-și piardă râvna și pasiunea pentru Dumnezeu. Interesant este faptul că Mical nu merge cu regele David, măcar că era soția lui preferată. Nu merge cu regele David să aducă chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. Spune Scriptura că s-a urcat împreună cu David, bărbați, femei și copii, dar ea rămâne acasă. Pentru că inima acestei femei nu a avut râvnă, nu a avut pasiune pentru Dumnezeu. Una dintre cele mai mari probleme la ora actuală, pentru noi care suntem obișnuiți cu Dumnezeu și cu prezența Lui, este aceea de a ne pierde râvna pentru Dumnezeu. Să venim la biserică pentru că așa se face să venim. Să cântăm pentru că suntem obișnuiți să cântăm. Să ne rugăm pentru că este o practică bisericească. Să dăruim pentru că se face colectă și așa e frumos să dăruim și noi. Dar să ne pierdem râvna, înflăcărarea pentru Dumnezeu. Să nu mai ardem pentru Dumnezeu. În această seară te rog să te uiți la viața ta, să mă uit la viața mea și să vedem în această seară modul cel mai obiectiv. Viața noastră, spiritualitatea noastră, cu cine se aseamănă? Oare se aseamănă cu a regelui David care ardea pentru Dumnezeu? Sau din potrivă se aseamănă cu Mical care nu ardea pentru Dumnezeu? Dacă în această seară te uiți în viața ta, îți trăiești credința, îți duci pocăința, îți duci slujirea înainte Dumnezeu fără râvnă, fără pasiune, ești plictisit în biserică, nu ai niciun chef să faci nimic pentru Dumnezeu. Cuvântul acesta este pentru tine, este pentru fiecare dintre noi de altfel și se intitulează
cum să-ți regăsești pasiunea pentru Dumnezeu? Cum să-ți regăsești pasiunea pentru Dumnezeu? Cred că fiecare dintre noi trebuie să fim oamenii aceia care să fim plini de pasiune pentru Dumnezeu. Este trist, este ciudat să ai pasiune pentru fotbal, să ai pasiune pentru diferite sporturi, să fii plin de pasiune poate pentru un business, să fii plin de pasiune pentru anumite lucruri de pe pământ și să nu arzi pentru Dumnezeu. Ba mai mult, omul care nu arde pentru Dumnezeu, care nu este înflăcărat, nu este pasionat de Dumnezeu, omul acesta mai devreme sau mai târziu va răci spiritual, se va îndepărta de Dumnezeu. Așadar, cum să-ți regăsești pasiunea pentru Dumnezeu? Cum să-ți regăsești pasiunea pentru Dumnezeu? În primul rând, redescoperă importanța prezenței lui Dumnezeu. Dragul meu frate, draga mea soră, dragul meu prieten, dacă vrei să-ți reaprinzi pasiunea pentru Dumnezeu, începe să redescoperi importanța prezenței lui Dumnezeu. Spune Scriptura, regele David a vrut să ducă chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, dar nu l-a dus după cum cerea legea, ci s-a luat după filisteni. Și din cauza aceasta, Dumnezeu l-a trăznit pe Uza. Când a văzut că Dumnezeu îl trăznește pe Uza, zice, cum să urce chivotul lui Dumnezeu în casa și în familia mea? Sunt păcătos. Prezența lui Dumnezeu o să-mi facă rău, zice regele David. Și să-l ducem chivotul în casa lui Obed-Edom. Trec vreo 3 luni de zile și interesant, David aude că Dumnezeu nu a pedepsit, nu a trăznit, nu a făcut rău casei lui Obed-Edom, ci dimpotrivă a binecuvântat casa lui Obed-Edom. Și tot ce avea el, Dumnezeu binecuvânta. Și David spune, se pare că prezența Domnului nu este împotriva noastră. Prezența Domnului nu vine ca să ne judece. Prezența Domnului vine ca să aducă binecuvântare. După 3 luni de zile, David se urcă împreună cu bărbații lui Israel, cu leviții, cu preoții, să aducă chivotul lui Dumnezeu, așa cum spune legea, purtat fiind pe umerii leviților. Și David înțelege că este foarte important să prețuiești prezența lui Dumnezeu. Iubiții mei, oamenii își pierd pasiunea pentru Dumnezeu pentru că nu mai prețuiesc prezența lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară, când stai în casa lui Dumnezeu, dacă tu mai prețuiești prezența lui Dumnezeu. Dacă pentru tine mai este importantă prezența lui Dumnezeu. Dacă tu cauți prezența Domnului la tine acasă, este importantă pentru tine prezența lui Dumnezeu? Adică ai tu timp să te întâlnești cu Dumnezeu în rugăciune? Prin rugăciune omul intră în prezența lui Dumnezeu. Cum stai cu rugăciunea? Prin cuvântul Scripturilor, omul intră în prezența lui Dumnezeu. Te întreb în această seară, când stai în prezența lui Dumnezeu, când a fost ultima dată când ai citit un capitol din Scriptură? Prin cântarea de laudă, nu doar se cântă să ne simțim bine, ci ne întâlnim cu Dumnezeu. Te întreb în această seară, tu ai cântat laudele lui Dumnezeu? Dumnezeu este prezent și Dumnezeu este gata să se întâlnească cu noi prin cântarea de laudă, prin mesajul predicat. Eu cred din toată inima că atunci când predicăm Evanghelia, nu ne aflăm în treabă. Nu doar vorbim niște chestiuni sociale, noi predicăm Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă tu îți deschizi inima, Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul Evangheliei. În această seară, dacă vrei să-ți reaprinzi inima pentru Dumnezeu, începe din nou să prețuiești prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu acasă, în familie, prezența lui Dumnezeu în biserică. Fii un om care pui preț pe prezența lui Dumnezeu. David este plin de pasiune pentru Domnul, arde pentru Dumnezeu, pentru că pune preț pe prezența lui Dumnezeu. Omul care nu apreciază prezența Domnului, mai devreme sau mai târziu va ajunge să se plictisească de Dumnezeu și se va îndepărta de Dumnezeu. Dacă rămâne în biserică, va ajunge camical, o persoană rece, seacă, searbă de spiritual, fără pasiune, fără foc pentru Dumnezeu. David prețuiește prezența lui Dumnezeu, tocmai de aceea este un om plin de pasiune pentru Dumnezeu. Există o vorbă care spune că ochii care nu se văd se uită și m-am uitat să văd de unde provine vorba aceasta. Doi oameni s-au iubit foarte mult, un bărbat și o femeie, și la un moment dat s-au despărțit. Distanța s-a interpus între ei. Au trecut câteva luni de zile, spune această întâmplare reală care stă la baza acestei afirmații, ochii care nu se văd se uită, și pe măsură ce timpul trecea, pentru că cei doi iubiți nu se mai întâlneau, nu mai discutau, nu mai aveau părtășie unul cu celălalt, au început să se îndepărteze unul de celălalt, până au ajuns efectiv doi străini. Și de aici vine vorba, ochii care nu se văd, se uită. Vreau să spun că ochii care nu se întâlnesc cu Dumnezeu, îl uită pe Dumnezeu. Omul care nu-L caută pe Dumnezeu în adunare, vine doar o întâlnire oarecare, se va îndepărta de Dumnezeu, va deveni rece spiritual. Omul care nu-L caută pe Dumnezeu acasă, în părtășie, va deveni sec spiritual. Poate nu mai ai bucurie, nu mai ai pace, nu mai ai foc pentru Dumnezeu, poate ești pali spiritual.
Eu cred din toată inima că trebuie să ardem pentru Dumnezeu. Nu este normal să fim plictisiți în biserică. Nu este normal să ne plictisim la rugăciune. Nu este normal să dormi cu Scriptura în mână și să fii plin de entuziasm când te duci la restaurant sau la un meci de fotbal. Nu este normal. Noi trebuie să ardem pentru Dumnezeu. Trebuie să fim plini de bucurie. Trebuie să ne bucurăm când ni se zice: haidem la casa lui Dumnezeu. Dacă vrei să-i arzi pentru Domnul, începe să prețuiești prezența lui Dumnezeu. Doamne, mi-e drag de Tine, de prezența Ta. Când îl căutăm noi pe Dumnezeu, când căutăm noi prezența lui Dumnezeu, când avem necazuri în mod special, atunci îl căutăm noi pe Dumnezeu. Doamne, vezi că m-am înțeles cu nevastă mea, cu bărbatul meu. Nu mai avem bani să ne plătim ratele la bancă. Doamne, suntem bolnavi. Doamne, ne simțim respinși. Ai milă și ajută-ne. Ce frumos ar fi să-L căutăm pe Domnul, nu doar în momentele grele, ci și în momentele frumoase. Ca acel băiat care într-o zi o venit la taică-s un birou și a luat mașinuța și tot de ea pe acolo ture prin fața biroului taică-su. Taică-su era stresat cu diferite probleme de business. Îi spune: dragul tati, ce anume te preocupă? Ce te frământă? Ce ai vrea să facă tata pentru tine? Ce aștepți tu sau ce vrei tu de la tata? La care zice el: tată, nu vreau absolut nimic. Și atunci de ce ai venit la mine în birou? Zice: numai așa să fiu cu tine. Mă rog să ne ajute Dumnezeu să ne fie drag de prezența Lui. Dragul meu, când îți va fi drag de prezența Lui Dumnezeu, vei arde pentru Dumnezeu. Dacă ne lipsește ceva generației noastre, pocăiților de astăzi, creștinilor de astăzi, este râvna, pasiunea pentru Dumnezeu. Uitați-vă la noi, am devenit simpli semnatari ai condicii spirituale. Mă, ne mustră cugetul să stăm acasă și eu zic: Domnul să ne mustre când stăm acasă, în sufletul nostru, cu drag, cu iubire, să venim la adunare. Dar nu e suficient doar să vii la adunare. Când vii la adunare, caută să te întâlnești cu Domnul. Cântă din toată inima, ascultă Evanghelia, roagă-te din toată inima, fii prezent aici și Dumnezeu te va binecuvânta. Vrei să nu mai fii sex spiritual? Vrei să fii entuziast? Vrei să fii plin de bucurie? Vrei să nu vii la adunare ca tras de cap? Vrei să nu vezi credința ta ca pe o povară, că îți duci pocăința după o zi pe alta și zice: frâgheai frate, pocăința de numai. Să zică nevasta către tine: bă, așa mi-e de greu cu tine, mai bine nu te-aș fi cunoscut. 100% nu te simți chiar bine. Dar cum se simte Domnul când toată ziua noi e grea pocăința, apoi așa de greu cu Domnul, apoi nu știu, nu ne merge bine. Iubiți mei, cu Domnul e cea mai frumoasă viață. Cred în toate mai lucrurile acestea. Ai pace, ai liniște, pe ce pui tu mâna, El pune binecuvântarea. Ai liniște la tine acasă, ai Dumnezeu care lucrează pentru tine. Dar acest Dumnezeu are nevoie de o armată de oameni care să ardă pentru El. Niciodată oamenii plictisiți nu pot să facă nimic. Există o forță fantastică în entuziasm. Entuziasmul este molipsitor. Dacă vrei să vină cei de la sine la Domnul, să-L cunoască pe Domnul, fii entuziast de Domnul tău. Fii entuziast de Dumnezeul tău. Vrei să-ți reaprinzi pasiunea pentru Dumnezeu? Nu doar să fii membru în biserică, sfinți membri, participanți și tare iubiți și apreciați, ci să fim oamenii aceia care să ardem pentru Domnul. Dragii mei, haideți să prețuim din nou prezența lui Dumnezeu. David a prețuit prezența lui Dumnezeu. A înțeles că prin chivot vine Dumnezeu la el acasă. Chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu pe pământ. Și David spune: vreau să vină Domnul la mine acasă. Pentru că prezența lui nu trăznește, nu tună, nu face rău. Prezența lui aduce binecuvântare. În al doilea rând, adu-i lui Dumnezeu o închinare care să te coste. Adu-i o închinare care să te coste. Asta zice, bă, parcă e pastorală, clar că trebuie să ne implicăm, să sprijinim lucrarea Domnului. Nu despre asta este vorba. Dar se spune că atunci când faci ceva ce nu te costă, nu prețuiești lucrul respectiv. Martin Luther avea dreptate când spunea că acea închinare care nu te costă nu valorează 2 bani. Se spune că atunci când ceva este important pentru tine, ești gata să sacrifici timp, atenție, resurse, tot ce ai. Și pe măsură ce sacrifici pentru ceea ce ți-e drag, iubești tot mai mult lucrul respectiv. Iubiții mei, ca noi să avem pasiune pentru Dumnezeu, trebuie să îi aducem o închinare care să ne coste. Eu m-am uitat la David și am văzut că David aduce închinare care îl costă foarte mult. Ce l-a costat pe David? Interesant spune Scriptura că atunci când s-a ridicat chivotul lui Dumnezeu, David așteaptă să vadă dacă nu se întâmplă nimic. Și constată că nu se întâmplă nimic. După 6 pași, jerfește un bou și un vițel. Mă, asta zici, la banii lui împărătesc, ce-s astea? Apoi spune Scriptura că a dus chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. A făcut un alt cort. Pentru că acel cort al lui Moise deja era învechit, era distrus. A făcut un alt cort. Asta însemna o cheltuială destul de mare. Altă dată poporul Israel în întregime a făcut cortul. De această dată el singur face cortul. Și se mai întâmplă ceva. Zice David că e plin de bucurie. Și bucuros că a venit Dumnezeu la el acasă, în orașul lui. Spune Scriptura că a dus arderi de tot. Ce înseamnă aceasta? Luai sute, mii de animale și le ardai, le făceai pe toate scrum. Dar încă ceva. Nu s-a oprit doar aici.
A fost acolo de față, au fost mii și poate zeci de mii de oameni. Și ăștia trebuia să mănânce ceva. David zice, mai aducem și alte jertfe. Nu doar ardere de tot. Ce jertfe? Jertfele de mulțumire. Ce presupunea jertfele de mulțumire? Grăsimea din jertfe era Domnului, iar restul cărnii putea fi mâncat și trebuia mâncat în ziua respectivă. S-a uitat David, acolo erau zeci de mii de oameni. Bărbați, femei, leviți, oameni simpli din popor, preoți, copii, și fiecăruia David îi dă câte o bucată de pâine pe care el le plătește din banii lui, fiecăruia îi dă câte o bucată de carne. Vă dați seama câte mii de jertfe au dus David? Fiecare dă și câte o bucată de turtă de stafide. Toate acestea arată că pe David închinarea lui îl costă. De fapt, la un moment dat, când a venit ciuma peste popor să se oprească ciuma, un om de la care a vrut să primească aria, să o cumpere, a zis, împărate, ia-o și închină-o tu lui Dumnezeu, și aria, și vacile, și boii, și totul, dau pentru gloria Domnului. Și David spune, să mă păzească Dumnezeu, să aduc lui Dumnezeu o jertfă care să nu mă coste nimic. Acum, când vine vorba de a aduce Domnului jertfe care ne costă, ce jertfe așteaptă Dumnezeu de la noi? Dumnezeu așteaptă să-i dai lui inima ta. Am citit o întâmplare, nu știu dacă e chiar adevărată, dar eu vă spun, cel puțin e o întâmplare cu semnificație foarte frumoasă. La un moment dat, un păstor s-a îmbolnăvit, i-a făcut frații viață foarte liniștită, frumoasă, a ajuns să aibă probleme cu inima și s-a dus omul să se trateze. La un moment dat, a zis, domne, ai nevoie de transplant de inimă. Acum, până primești transplantul de inimă, durează foarte mult. Și așa frații scump de la comitet au zis, mă, cred că eu i-am făcut cele mai multe necazuri, păstorul. Zice altul, nu, tu, eu. Și una dintre ei a venit o idee foarte năstrușnică. Ce ar fi, pentru că tău nu se găsește inimă, să-i dăm noi inimă fratelui păstor. Unul s-o frice, eu dau eu. Alții au zis, nu frate, nu tu, eu. Așa se face, zice, această întâmplare, această pildă posibilă. Ori plecat toți la spital, fratele păstor i-a întins pe pat, nevasta lângă el și începe să-i spună unul după altul, acolo la geam, frate păstor, ia inima mea, frate păstor, ia inima mea. Vine sora la frate, la bărbatul său, dragul meu, zice, nici n-am știut că frate te iubesc așa de mult, mai ales comitetul. Zice, uite, vor să-ți dea inima. Îți dai seama să-ți dea inima. Dar mă, păstorul a avut o problemă. Avea nevoie numai de o inimă, ei erau mai mulți. Au venit și alții din adunare. La un moment dat se ridică el din pat, zice această parabolă și se duce spre geam. Când deschide el geamul, îi salută pe toți, ca papa de la Roma, un gest așa frumos, larg. E frate, ia inima mea, ia inima mea. Și păstorul zice, domnule, eu n-am nevoie numai de o inimă, am nevoie de a te inimi, dar să nu se supere nimeni că îl refuz. S-au gândit atunci ce-ar fi să lasă o pană de aceea de la balcon, bă, cine cade pana, pe ăla îl accept să-mi doneze inima. Și le-au zis toți, bă, ce frate înțelept avem, așa păstor înțelept mai rar, ne l-a dat Dumnezeu dar ceresc. Și-a lăsat pana de la fereastră. Când a venit pana spre unul, ăla a strigat puternic, frate, ia inima mea! Când a văzut că vine pana spre el, spre celălalt. Când a văzut casierul că vine la el, spre secretar. La oameni, dar câtăți, frate, ia inima mea! Dar când venea spre el, pana o suflat spre celălalt. Asta și mă gândesc că așa suntem cei mai mulți dintre noi cu Dumnezeu. Doamne, ia inima mea! Dar totuși nu suntem dispuși să-i dăm inima noastră Dumnezeu. Această seară să ne ajute Dumnezeu să-i dăruim inima noastră. Să ne ajute Dumnezeu să-i dăruim timpul nostru. Iubiți-mă, închinarea care te costă înseamnă timp. Când auzi de închinare, zici imediat te costă. Bun, domne, trebuie să pui bani. Și banii sunt importanti. Dar sunt alte lucruri mai importante. Timpul tău. Sunt oameni care ar fi dispuși să dea bani, dar să nu dea timp. Dumnezeu are nevoie de timpul nostru. Dumnezeu are nevoie de atenția noastră. O altă chestiune care înseamnă jertfă apreciată de Domnul, pe lângă timp, atenția ta. Vrei să-ți aprinzi inima pentru Domnul? Adu-i o închinare care să te coste, care să însemne timp, care să însemne atenție, care să însemne chiar și resurse. Ne-a povestit odată, eram la institut la București, a venit un frate păstor și ne-a povestit că era în anii tinereții a pastorației, era din Arad, fratele acesta e din Arad, și s-a dus la un frate în vârstă să dea un cal să meargă până la ceva biserici, peste niște dealuri unde erau lupi, să dea un cal să meargă să dea cina Domnului. Un frate din biserică i-a zis, frate, eu am doi cai, unul mai tânăr, mai sprinten și unul mai așa. Zice, ți-l dau pe ăsta că ăsta îmi rămâne mie. Zice, fratele, ne-am urcat, măi băieți, m-am urcat, zice, pe cal, am făcut o rugăciune, Domnul să mă păzească, nu mă prinde lupii pe acolo, spui tot ok. Zice, m-am dus, le-am predicat la frați, le-am împărțit cina și seara am venit înapoi cu domnul cal. Am venit, l-am dat, zice, frate, zice, nu m-am gândit că te întorci. Eu știu că pe aici sunt lupi, m-am gândit că te prind lupii. Și am zis, calul ăsta oricum e beteac, zice, și obosit și bătrân, dacă el mănânce pe el, zice, nu pe ăsta tânăr. Bine, frate, dar de mine, apoi ții Domnul să poartă de grijă.
Și ne zicea, uite cum fac oamenii, domne. Ce dau Domnului? Băgata zi seama lucrul acesta. Ce îi dai Domnului? Te duci așa, domne, aș vrea să-i dau ceva Domnului. Să dau niște haine. Te uiți așa, cam ce haine nu mai port eu? Dacă s-o leacă și uzate, eventual, știu eu, nu-s mai potrivit, le-am purtat. Dai ceva în numele lui Hristos. Uite să vezi de sărbători. Numai dacă te uiți așa să vezi ce dau oamenii de sărbători, ce ciocolată dau. Eu am pus unul întrebare, zic, tu ai mâncat o ciocolată asta? Asta încă e bună. Iubiții mei, a te închina lui Dumnezeu înseamnă să-i dai un dar care te costă. Dă inima ta lui Dumnezeu. Dă resursele tale lui Dumnezeu. Dă atenția ta lui Dumnezeu. Dă timpul tău lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Dumnezeu va aprecia viața și închinarea noastră. Pe David închinarea lui îl costă. De aceea a fost plin de pasiune pentru Dumnezeu. Vrei să arzi pentru Dumnezeu, dragul meu, redescopere importanța prezenței lui Dumnezeu. Pune preț pe prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, adu-i lui Dumnezeu închinare care să te coste. În al treilea rând, foarte important, angajează-te să-i slujești lui Dumnezeu fără rezerve. Angajează-te să-i slujești lui Dumnezeu fără rezerve. Uitați-vă la David. David îi slujește lui Dumnezeu fără rezerve. Știți cum trebuia să fie îmbrăcat David? În haină de purpură, în haine frumoase, regale. Știți cum se îmbracă David? În haine de insubțire. Așa se îmbrăcau leviții, preoții. Cu alte cuvinte, David se îmbracă ca toți ceilalți slujitori. Renunță la hainele lui împărătești și se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Apoi mai face ceva. Dansul acesta din Scriptură, unii l-au luat, zice, să dansăm și noi în prezența Domnului. Nu-i vorba de ceva. Era vorba de un dans pe care l-aveau evrei în antichitate, un dans ritualic, un dans, spuneau ei, sacru. Era un fel de a te arunca în sus și cădeai jos. Cam asta era dansul la ei. Săreai foarte tare în prezența Domnului, uitați, vedeți cum joacă și astăzi. Asta era dansul la ei. Și știți cine trebuia să facă dansul acesta? Leviții. Ei își arătau bucuria jucând în fața Domnului. Așa era la evrei în antichitate. Jucau înaintea Domnului. David zice, mă voi îmbrăca ca ceilalți leviți, mă voi îmbrăca ca ceilalți preoți, voi fi ca toți ceilalți și eu însumi, zice, voi juca înaintea Domnului, voi cânta cu bucurie, eu însumi mă voi închina. Pentru că slujirea mea nu are limite înaintea lui Dumnezeu. Pentru că slujirea mea este deplină. Eu fac tot ce este nevoie. Mă pun la dispoziția lui Dumnezeu cu tot ceea ce sunt. David slujește Domnului. Încă ceva, zice Scriptura că a făcut un cort nou. Acum, cei care citiți Scripturile, știți că David, când a făcut acest cort, a angajat la cortul întâlnirii foarte mulți leviți care trebuiau să slujească Domnului. Știți cine s-a ocupat de toți aceștia? Uitați, vedeți, David s-a ocupat de ei. Mai ajuta și poporul, dar el s-a ocupat de toate. Totul l-a făcut David pentru că pentru el slujirea era o chestiune de viață. Era cel mai important pentru el să-i slujească lui Dumnezeu. Era pe patul morții, se apropia de moarte. Nu s-a gândit la ce palat să mai facă. Nu s-a gândit nici măcar, uitați, vedeți, nici măcar pe cine să lase succesor. Batșeba vine și spune cu Natan, vezi că mor împărate și ai nevoie de un succesor. Cine va fi? El nu este frământat de succesor. Care împărat pe patul morții? Nu se gândește cine vine după el. Nu e asta prioritatea lui David. Nu se gândește cum să împartă pruncii palatele împărătești. Nu se gândește la astea. La ce se gândește David pe patul morții? Să facă o casă lui Dumnezeu. Domnul îi spune, auzi, rămâi la cortul acesta pe care mi l-ai făcut. Nu poți să faci un templu, pentru că ai fost un om de război, ai vărsat mult sânge. Dar ascultă-mă, David, fiul care se va naște din tine, va zidi o casă de rugăciune. Știți ce face David? Spune Scriptura că David, câtă vreme a trăit, a adunat tot ce a fost nevoie să facă casa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Solomon nu trebuia să facă nimic altceva decât să pună cap la cap tot ce lăsa taică-su și să facă casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Pentru că omul acesta s-a angajat să-i slujească Dumnezeu fără rezerve. Augustin era oratorul imperial de la Milano și la un moment dat se încreștinează prin Ambrozie, în mod special, este cel care îl mentorează spiritual. Și la un moment dat se gândește ce să fac, să mă întorc în orașul meu sau să rămân aici. Și în timp ce caută voia lui Dumnezeu pentru el, Dumnezeu îi pune pe inimă să se întoarcă în zona lui de unde plecase, într-un oraș mai puțin important decât Milano, care era în vremea respectivă un oraș extrem de important. Era curtea imperială la Milano în vremea respectivă. Era în relații foarte bune cu Ambrozie, cel mai mare orator din vremea respectivă. Și la un moment dat Augustin zice în felul următor, știi ceva, Doamne, după multe frământări, trimite-mă unde vrei Tu. Pune-mă, Doamne, să fac ce vrei Tu. Nu am o singură rugăminte la Tine. Te rog, Doamne, să fii cu mine. Să fii cu mine e foarte important. Asta este dorința sufletului meu. Doamne, să fii cu mine. Oriunde vrei Tu să mă duc, mă duc. Orice vrei să fac, Doamne, fac. Numai Te rog frumos să vii și Tu cu mine. Iubiții mei, Dumnezeu are nevoie într-o vreme ca și aceasta de bărbați și de femei, mai tineri sau mai în vârstă, care să ardă pentru Dumnezeu. Care să fie dispus să facă orice pentru Domnul. Să facă tot ce este nevoie pentru Dumnezeu. Un frate pastor îmi povestea că la un moment dat,
când cineva vrea să facă o lucrare, fie că este vorba de o lucrare de îndemn, de predică ordinare sau să se implice în cântare, la ordine, la primire, la tehnică, la școala duminicală, îl întreabă printre altele în felul următor: până când vrei să slujești Domnului? Frate, zice, toți rămân șocați. Cum adică până când vreau să slujești Domnului? Frate, până când vrei să slujești Domnului? Până întâmpin prima critică? Până când nu ești apreciat cum ți-ai dorit tu? Până când ți-e greu? Până când cineva nu te vorbește de rău? Până când vrei tu să slujești Domnului? Când cineva se căsătorește, noi întrebăm: până când vrei să fii cu mirele tău sau cu mireasa ta? Și în general toți spun ceea ce trebuie spus: până la capăt. Să ne ajute Domnul să fim așa, dar cu Domnul, cu slujirea, până când vrem să fim. E trist că astăzi doar 10% procentual vorbind fac ceva pentru Dumnezeu. Doar 10%, așa se spune. Tu ești un om care faci ceva pentru Domnul? Se spune astăzi aici că foarte mulți cred că slujire înseamnă doar lucruri care se văd. Slujire înseamnă mult mai mult. Important este să faci ceva pentru Dumnezeu. Tu faci ceva pentru Domnul? Dacă Dumnezeu te-a chemat într-o lucrare, poate să o lucrezi de rugăciune, să te rogi ca Dumnezeu să dea har, să mântuiască oameni. Dumnezeu să lucreze în familia ta. Te mai găsește Dumnezeu în rugăciune? Te-a chemat Dumnezeu să mai ții o zi de post pentru tine, pentru casa ta, pentru mântuirea celor drasie. Mai postești sau zici, nu mai pot, mi-e rău, nu mă simt bine? Te-a chemat Dumnezeu să faci o lucrare. Ca și păstor slujesc Domnului acum din anii tinereții, din anii copilăriei, aș putea să spun. Știți ce bag eu de seamă? Oamenii pornesc cu avânt, cu pasiune. 6 luni mai târziu, dintr-o dată, motoarele sunt foarte slab turate. Un an de zile mai târziu nu mai vezi nicăieri. Unde e fratele plin de râvnă pentru Domnul? Unde e sora de altă dată? Ardea pentru Dumnezeu. Voi face, Doamne, și voi trece. Într-un an de zile se topesc de numai. Mi-a fost rar să văd în acești ani de slujire oameni care au pornit cu Domnul pe cale și s-au dus și au slujit toată viața lor, într-o formă sau alta, pe care nu i-au ținut slujirea 6 luni, o lună sau un an de zile, i-au ținut o viață întreagă. Iubiții mei, doar omul care arde pentru Dumnezeu este un om plăcut lui Dumnezeu. Și ca să arzi pentru Domnul, trebuie să faci ceva pentru Domnul. Știți povestea aceea cu evreul? S-a dus la lucru, dar înainte să se ducă la lucru, mă-s la maică sa. Dai că eu zic, dragul tati, zice, ar fi vremea să te duci și tu să faci bani, că ești evreu, unul la mână, doi ești mare deja. El nu avea chef să lucreze, dar mai zice, mamă, dăm niște bani. S-a dus mama sa la el, după aceea a venit cu bani, i-a dat banii. Dai că sus zice, la finalul zilei, nu ai câștigat, dragul tati? Da, ce tata, am câștigat. Ia moneda, dai că sus, pac, o aruncă în foc. Nici o treabă. Zice, tu n-ai muncit pentru banii ăștia. Ba, tata, am muncit pentru noi. Mă, băiete, tu n-ai muncit pentru ăsta. Cine te-o scurie? Știu eu, zice. Următoarea zi trebuia să merg la lucru. Iar nu merge la lucru. Iar îi dă mamă sa bani. Iar taică s-o aruncă banii în foc seara. N-are nicio treabă. A treia zi la fel. Când vine a patru la maică sa și mamă zice, tata, tata aruncă banii în foc. S-o prins de fază maică sa. Era așa evreică. Și zice, știi ceva, dragut mami? Eu nu-ți mai pot da bani, că nu mai am de unde. Du-te și muncește. S-a dus băiatul și a muncit, zic, rabin evrei, toată ziua a muncit, a transpirat, a venit cu banii munciți, o monedă muncită. O ia taică, zice, bine, dragul tate, ai fost la lucru? Da, am fost, tata, asta, chiar am fost la lucru. Ia banii și aruncă în foc. De îndată când a zis banii în foc, pac, sare după ei, se ridice de acolo. Abia ăștia-ți bani munciți, zice, până amu, ți-o da mai cât apătați. Când tu te vei pune la dispoziția Domnului și nu vei mai fi un sfânt spectator și frumos spectator și doar consumerist ai harului, ci vei începe să arzi pentru Dumnezeu, vei vedea că nu te vei mai plictisi la biserică. Vei vedea că nu te vei mai juca pe telefon, nu o să te gândești la rata și banca pe care trebuie să o achizi mâine, nu te vei mai gândi cum să-ți rezolvi diferite probleme, vei fi aici trup și suflet. Știi de ce te plictisești în adunare? Știi de ce Domnul nu te iartă și te transformă? Te duci acasă, îi cerți iară cu nevastă ta, cu prunci, strigi prin casă, îi stresi la tine acasă. Știi de ce? Că nu te întâlnești cu Domnul. Că dacă tu te-ai închinat Domnului din toată inima, tu ai simțit prezența Domnului în adunare și Domnul s-ar atinge de tine. Dacă vii la adunare doar ca un simplu spectator, stau, Domnule, și eu pe banca mea, să le pară bine la frați că vin la adunare. E prea puțin. Hai la adunare și fă ceva pentru Domnul. Fii omul acela care prețuiești prezența lui Dumnezeu. Fii omul acela care aduce o închinare care te costă. Te costă timpul tău, te costă atenția ta, pasiunea ta, resursele tale. Fii un om care plătești prețul acesta. Fii un om care, foarte important, te angajezi să slujești Domnului, indiferent ce va rezerva viitorul, fără rezerve. Așa a fost David. Doamne,
Eu mă pun la dispoziția ta. Știți câți ani a avut David când a dus chivotul? Spun teologii că ar fi avut undeva la 40 și ceva de ani. 40 ceva de ani. Până la 70 de ani. Când omul acesta pleacă în veșnicie, însă aproape 30 de ani. 30 de ani nu sunt un an, nu sunt 3 luni, sunt 30 de ani. 30 de ani în care David arde pentru Domnul, 30 de ani în care se implică în lucrarea Domnului, 30 de ani în care se preocupa de împărăția lui Dumnezeu, 30 de ani în care el adună lucruri pentru casa lui Dumnezeu, 30 de ani în care e preocupat să cânte cântările Domnului, 30 de ani în care compune cântece și psalmii sunt cântece spirituale, 30 de ani de fidelitate față de Dumnezeu. Mi-e drag de oamenii care încep cu Domnul, dar nu se opresc după un timp plictisiți, obosiți sau că le rezervă viața alte oportunități, ci merg cu Domnul până la capăt. Vrei să-ți regăsești pasiunea pentru Domnul? Începe din nou să prețuiești prezența Lui. Prețuiește rugăciunea, prețuiește cântarea, prețuiește cuvântul, prețuiește predica, prețuiește biserica. Caută să te întâlnești cu Domnul. Iubitul meu, foarte important, adu-i Domnului închinare care să te coste. Timpul tău, atenția ta, resursele tale, trăiește pentru Domnul și împărăția Lui. Și în cel din urmă, foarte, foarte important, angajează-te să-i slujești Dumnezeu fără rezerve. Nu ceva de genul, Doamne, dacă îmi dai bani, te slujesc, dacă nu, nu. Dacă nu mai am bani să-mi plătesc rate la bancă, nu te mai slujesc. Dacă, Doamne, nu am bani, nu știu cum să-mi fac una sau alta, Doamne, eu nu mai ard pentru Tine. Doamne, dacă nu mai am sănătate, să știi că eu nu o să mai stau să te slujesc pe Tine. Doamne, dacă nu mă înțeleg bine cu soțul sau soția, eu mă dau la parte. Dacă nu merg lucrurile bine, dacă nu propășesc la muncă sau la business, Doamne, eu mă opresc. Fii un om care îl pui pe Dumnezeu pe primul loc. Dar poate zici, frate, dacă îl pun pe Domnul pe primul loc, cine va lucra pentru mine? N-ai vrea să faci acest târg cu Dumnezeu? Doamne, eu vreau să lucrez pentru Tine, lucrează Tu pentru mine. Care dintre noi poate să lucreze mai bine pentru El decât Dumnezeu? Spune altă dată regele David, Dumnezeu care lucrează pentru mine. Știți de ce a lucrat Domnul pentru el? Pentru că David a lucrat pentru Dumnezeu. David a ars pentru Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva în această seară, este să fim ca David. Să ardem și noi pentru Domnul. Să fim plini de bucurie în prezența Domnului. Când e vorba de rugăciune, de cuvânt, când e vorba de Biblie, de biserică, să fim plini de entuziasm. Să ne bucurăm de Domnul și de prezența Lui mai mult decât de orice altceva în această lume. Să prețuim slujirea Domnului, să ardem pentru Domnul. Și în această seară când vom pleca spre casă, să spunem fiecare dintre noi, Doamne, știi ceva? Eu vreau să fac ceva pentru Tine. Eu nu mai vreau să fiu, nu știu, un simplu spectator la adunare, doar consumator de har. Eu vreau să Te slujesc pe Tine. Că atunci când vei sluji, vei pune preț pe ceea ce faci Tu pentru Domnul. Și interesant, punând preț pe ceea ce faci Tu și alții pentru Domnul, te vei apropia de Domnul, te vei înflăcăra pentru Domnul. Vă invit să vă ridicați în picioare în momentele acestea. Aș vrea să plecăm fețele, să închidem ochii. Și înainte să mai cântăm, aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi pe noi înșine. Stăm cu fețele pe cate ochii închiși. Te rog să te uiți în viața ta și în inima ta. În această seară vreau să te întreb pe tine însuți, să te întreb pe tine însuți. Tu mai arzi pentru Dumnezeu? Tu ești acel bărbat, acea femeie care arzi pentru Dumnezeu ca David? Sau dimpotrivă? Ești plictisit, ești obosit, obosită ca Mical. Crei, se pare că tot ce se întâmplă în adunare este lipsit de semnificație. Că toată arderea, toată pasiunea pentru Dumnezeu este lipsită de raționalitate. Nu merită. Dacă tu ai devenit un creștin blazat, plictisit, obosit, în această seară este seara înviorării tale. În această seară este seara ridicării tale. În această seară este seara unui nou început cu Dumnezeu. În această seară este seara în care Dumnezeu este gata să lucreze pentru fiecare dintre noi, să ne aprindă inima pentru El. Spune altă dată Domnul, stând de vorbă cu un păstor din Apocalipsa, cu pastorul de la Efes, zicea, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi, acea dragoste care îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. În această seară Domnul este prezent în mijlocul nostru, slăvit să-i fie numele. Este prezent în adunare, este lângă tine, este lângă mine, slăvit să-i fie numele. Lasă din această seară cercetat de Duhului cel Sfânt. Și dacă ești plictisit, dacă ești obosit, dacă nu ai chef de pocăință, dacă stârăși pocăința după o zi pe cealaltă, dacă îți vine greu să vii la adunare, dacă nu ai rugăciune acasă, te plictisești din prezența lui Dumnezeu, nu faci nimic pentru El. În această seară spune Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, ești prezent în adunare, atinge-te de mine. Aprinde inima pentru Tine în seara aceasta, aprinde inima pentru Tine. Pentru că vreau, Doamne, să prețuiesc prezența Ta. Vreau, Doamne, să-Ți aduc o închinare care să mă coste. Vreau, Doamne, Dumnezeule, să mă angajez să slujesc fără rezerve. Aprinde-mi inima în această seară.